Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Cetățeanului. De 9 luni de zile, comunitatea băimăreană se confruntă cu o serie de probleme, a căror rezolvare, în foarte mare măsură, depinde de administrația publică locală. Vă propun astăzi să facem o trecere în revistă, nu doar a principalelor probleme cu care ne confruntăm, ci și a ceea ce înseamnă cele două componente ale administrației publice locale, respectiv Consiliul Local, și Primăria Municipiului Baia Mare, respectiv Executivul. Pentru a putea să abordăm această tematică, am invitat astăzi pe unul dintre respectabilii consilieri locale ai Municipiului Baia Mare și spun bună seara doamnei inginer și economist Daniela Băzărea, consilier local din partea Partidului Ecologist Român. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Băzărea, ne confruntăm în această emisiune cu o problemă. În sensul că foarte puțini sau tot mai puțini oameni care dețin funcții de demnitate publică acceptă să vină și să participe la aceste emisiuni. Noi am avut ocazia și ne-am întâlnit în aceste formate de emisiuni sau în acest platou, începând din, dacă vă aduceți aminte, din campania pentru alegerile locale, ulterior ne-am întâlnit în campania pentru parlamentare. Aș vrea să spuneți dacă e adevărat ceea ce se vorbește în anumite părți ale presei, că Teleplus ar manifesta o lipsă de obiectivitate sau că s-ar manifesta sau s-ar comporta în mod preferențial vis-a-vis de anumiți politicieni. Din experiența mea personală, nu pot să spun că am sesizat o astfel de atitudine din partea Teleplus. Dar, pe de altă parte, nici nu sunt în măsură să-mi dau o opinie certă. Este opinia mea personală pentru că mai puțin am timp să urmăresc emisiunile. Din ceea ce știu, este experiența mea personală cu dumneavoastră. Vă consider și pe dumneavoastră și colegii dumneavoastră obiectivi și bine intenționați. Vă mulțumesc, pentru că vom ajunge la un moment dat, merg pe un fir logic al emisiunii, al discuției, și vom ajunge și pe o componentă pe care o să vă rog cu toată sinceritatea și obiectivitatea să o abordați. Telespectatorii noștri își aduc aminte, doamna Daniela Băzărea este absolventă de Politehnică, a absolvit Politehnica din București, secția metalurgică, ulterior are studii economice, lucrează de mai mulți ani în mediul privat, are și o activitate personală de traducător, are o experiență de 3 ani ca și consilier județean din 2013 până în 2016 și a fost desemnată candidată a Partidului Ecologist Român pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare. E o întrebare că am vrut să vă pun de atunci de mai multe ori, dar n-am avut ocazia. Explicați-mi și mie, niște oameni, o echipă cum o aveți noastră acolo, inclusiv cu domnul Cristian Anghel, cum s-a putut face o greșeală, sau cel puțin acesta este scenariul prezentat în presă, că n-ați fost, sau candidatura noastră n-a fost validă pentru că au lipsit, nu știu ce, semnături? Nu au lipsit semnături. Ne-am primit formularele de la centru, de la București, formularele care trebuiau depuse. Listele de semnături respectiv. Iar listele de semnături pentru candidatul la primar trebuiau să includă numele candidatului. Ceea ce la noi nu s-a întâmplat, nu aveau nici formularele, nu am fost nici noi suficient de atenți și de vigilenți să citim cu atenție legea. A fost atunci un efort foarte mare pentru un partid mic de a restructura organizațiile, de a găsi candidați, de a ajuta pe fiecare din teritoriu cu dosarele, cu semnăturile, cu candidaturile. Și am omis acest aspect și adevărul este că listele noastre de semnături pentru candidatul de primar nu au avut numele candidatului, ceea ce ne-a descalificat. Totuși sunteți un partid politic care există de 20 de ani, chiar dacă nu aveți o structură foarte stufoasă, ca și PSD-ul, de exemplu, aveți niște oameni de valoare. Adică în Partidul Ecologist Român sunt oameni care totuși aparțin ori unei anumite elite, ori mediului academic, ori mediului de afaceri. Mi se pare un pic ciudat și mă gândeam la un moment dat dacă nu cumva a fost un scenariu pus la cale din timp, să atragă atenția, să creeze niște diversiuni și așa mai departe. Nu, chiar nu a fost un scenariu, a fost pur și simplu și o greșeală din partea noastră. N-a fost un sentiment plăcut, trebuie să recunosc că mă pregătisem pentru această campanie, am avut votul de încredere al colegilor, am avut impresia că am dezamăgit, a fost în parte și vina mea, eram candidat, trebuia să fiu atentă, să citesc legea cu atenție și să fiu la curent cu tot ceea ce este necesar pentru a depune un dosar de candidatură corect.
Pe de altă parte, nici când am depus dosarul de candidatură, nu ni s-a atras atenția. Se putea atrage atenția, puteam să, eventual, nu știu dacă mai putea face ceva. Oricum, așa s-a întâmplat, am trecut peste moment, mergem înainte. Nici această întrebare n-a fost întâmplătoare, să știți, o veți regăsi spre finalul emisiunii. Da. Alegerile parlamentare 2016, vreau să spun, acum pot să spun, atunci nu era corect și deontologic să spun, că acei candidați pe care Peru i-a trimis în campania electorală pentru parlamentare, la dezbaterile publice și la alte evenimente care erau mediatizate, ați avut unul dintre cele mai competente și decente prezențe. Mulțumesc. Și cu toate acestea, la nivel de național, la Senat, Partidul Ecologist Român a obținut 2,15%, iar la Camera Deputaților 2,60% în Maramureș vorbesc. Da. Adică în total undeva la 6.100 și vreo 20 de voturi. Cum vă explicați? Da, au fost foarte puține voturile, într-adevăr. Am făcut și noi o analiză la nivel de partid. A fost foarte mult probabil și conjunctura care a fost la momentul respectiv al alegerilor parlamentare, având în vedere că PSD-ul a avut atât un program și o campanie și promisiuni foarte mărețe, ca să spun așa. PNL-ul au avut și ei, bineînțeles, candidați, alt potențial. Au venit și partide noi, cum a fost USR-ul, care a venit cu foarte multă ambiție, cu foarte mult dinamism, trebuie să recunoaștem. PMP-ul la noi pe plan local este foarte bine organizat. Iar noi am avut, într-adevăr, în mod cert, o prestație foarte bună în campanie. Se pare că nu am reușit să convingem alegătorii să ne voteze. Bun, și trebuie atunci să ne reevaluăm modul în care ne prezentăm ca și partid, ca și candidați, ca și oameni. Se pune atunci întrebarea firească. Există opțiuni pe care poate să le aleagă electoratul românesc și mă refer în special la cel urban, pentru că în cel rural este extrem de greu să pătrundeți cu idei noi sau cu partide noi. Ați văzut că nici USR-ul, care totuși a fost vedeta, prima donă acestor alegeri, n-a reușit în mediul rural foarte mult. Ea se adresează acelor categorii așa denumiți iupi, care înțeleg niște idei noi, dar care și pe fondul lor nemulțumiți sunt dispuși să acorde un vot de încredere, cel puțin măcar o dată, unui partid nou. Pe de altă parte, în Europa, ecologiștii sunt puternici. Sunt țări unde au majoritate în Parlament, sunt țări unde chiar există tradiție ecologică și în Parlamentul European de asemenea există mulți deputați. Așa este, dar am să revin puțin la ce spuneați în legătură cu mediul rural. Cu toate acestea, Partidul Ecologist Român, filiala Maramureș, la alegerile locale din iunie, a reușit să ajungă și în mediul rural. Noi am avut aproape 12.000 de voturi pe tot teritoriul județului Maramureș, ceea ce este foarte mult. Deci toate acestea am reușit. La locale, da. Să nu facem confuzia, da, cu parlamentar. Nu de asta spun, deci nu că vorbim de partid în sine, da, nu neapărat de alegerile respective. De asemenea, dacă stăm să ne gândim și Coaliția pentru Baia Mare, a avut un procent foarte mare la Consiliul Județean. Deci au obținut 5 consilieri județeani, un număr de voturi foarte mare. Deci chiar și Coaliția pentru Baia Mare, care practic și prin titulatura acesteia era strict pentru Baia Mare, reușit să pătrundă în mediul rural. Deci sunt niște lucruri care nu se întâmplă într-un tipar. Câteodată este foarte dificil să anticipezi și impactul pe care îl ai și modul în care va reacționa alegătorul. Da, dar românii votează doctrinar, emoțional, rațional sau? Aleator. Aleator. Să ne întoarcem, stimată doamnă Văzărea, la municipiul Baia Mare. Am făcut o mică statistică și de la momentul când a avut loc prima ședință de validare a noului Consiliu Local, până în decembrie 2016 au avut loc 21 de ședințe de Consiliu Local. În ianuarie n-ați avut ședințe. Încă nu. Încă n-ați avut. Urmează în 31 să fie ședința ordinară. Mâine. Corect. Eu fac un fel de fișă a consilierului pentru că vreau să văd nu doar eficiența vis-a-vis de prezența efectivă în plen când se vede, ci și ceea ce înseamnă activitate în comisii, prezența și așa mai departe. Din totalul celor 21 de ședințe, ați fost prezentă la 14, ați venit în timpul ședinței, deci ulterior începerii, la două ședințe, în 15 și 24 noiembrie, și ați absentat de la 4 ședințe.
Am fost plecată din oraș. Așa. Raportat la domnul Grumaz, care este un fel de star al absențelor și în vechiul mandat și acum, care are 9 absențe plus altele, stați bine. Întrebarea mea este următoarea. Dacă dumneavoastră... Doar o secundă, vă rog, deci pot să vă asigur sigur, că sigur. De fiecare dată când am lipsit de la ședință a fost pentru că am fost plecată fie în vacanță, fie în interes de serviciu. Și domnul Grumaz la fel? Nu știu ce face domnul Grumaz, vă spun ce fac eu. Deci n-a fost o singură dată, dacă eram în Baia Mare, să nu fiu la ședință. E în regulă, n-a fost o acuzație. Nu, sunt date statistice, doamna Bozerea, și le puteți verifica, sunt reale. Sunt convinsă că pe de altă parte, sunteți membră și președinta Comisiei de Specialitate numărul 1. Da, una dintre cele mai importante, unii zic chiar cea mai importantă, cea care se referă la activități economico-financiare. Și, din nou, vin acum cu de ce v-am prezentat prezența și așa mai departe, pentru că dumneavoastră sunteți președinte, domnul Grumaz este secretar, am verificat și există câteva suprapuneri de absențe, dar în rest există absențe comune, atât în ședința de consiliu, adică în cadrul ședinței de consiliu în plen. Vă întreb atunci, cum funcționează această comisie atât de importantă în care domnul Rob Marinel era primar interimar, deci probabil că nu avea timp să vină întotdeauna în ședințele de consiliu. Domnul Gligan vine dintr-o zonă a jurnalismului, domnul Mureșan Dorel a fost, mă rog, o perioadă lungă și cea viceprimar, probabil că înțelege totuși anumite aspecte. Domnul Mandra, nu vreau să-i comentez competența, doamna Pop-Alexandra, explicați-mi și în această comisie pe atribuțiile pe care le are și știți foarte bine, pe buget local, garantarea împrumuturilor, stabilirea impozitelor și taxelor, stabilirea prețului de vânzare terenului, activitatea serviciilor publice, a societăților și regiilor din subordine. Cum și-a desfășurat activitatea în ultimile 9 luni? În ce sens? În modul foarte normal, în care am avut ședințe de comisie care au durat și 4-5 ore. Deci fiecare punct de pe ordinea de zi s-a dezbătut de către colegi, fiecare a venit cu opinii, fiecare a venit cu comentarii, n-a fost un punct pe ordinea de zi să nu-l discutăm împreună cu aparatul propriu al primăriei, la fiecare punct care viza un anumit serviciu sau departament erau prezenți reprezentanții să ne explice exact despre ce este vorba. Deci au fost ședințe foarte lungi, cu discuții punctuale, cu discuții detaliate. Ședințele de consiliu, adică ale comisiilor de specialitate, se desfășoară doar înaintea ședințelor de plen ordinare sau și în fața celor extraordinare și de îndată? Au mai fost și noi am solicitat acest lucru și de mai multe ori am solicitat ca înainte de aceste ședințe chiar extraordinare și ordinare care nu impun trecerea prin comisii, să avem totuși comisie ca să putem discuta, ca să putem înțelege proiectele de hotărâre, să putem lua decizii în mod informat. Cunoașteți legea 215. Da. Știți foarte bine în ce condiții se pot ține ședințe extraordinare și de îndată. Da. Nu e cam mult o medie de 3,5-3,6 ședințe pe lună? Oare au fost de foarte ce? Multe discuții de acest gen și a fost ridicată această problemă. O ședință extraordinară impune niște puncte pe ordinea de zi care să fie extraordinare, să aibă un caracter extraordinar, să nu sufere amânare. Nu toate punctele de pe ordinea de zi de la aceste ședințe erau neapărat extraordinare, dar erau într-adevăr cel puțin unul sau două puncte care necesitau decizii urgente. Au fost mai multe proiecte de hotărâri pentru depunere de documentații pentru finanțare pe proiecte europene, au fost alte urgențe și într-adevăr, dar pe lângă ordinea de zi care într-adevăr era foarte urgentă și importantă, au apărut și proiecte de hotărâre care suferau amânare. Dar dacă tot eram acolo în ședință și trebuiau discutate, în mod normal nu era neapărat știți o problemă. De ce? Pentru că proiectele de hotărâre care se introduc în ședințele extraordinare nu e obligatoriu să aibă votul comisiei. Da, așa este. De altă parte, am verificat la 5 municipii mari din România, mai mari decât Baia Mare, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Brașov. Să știți că nicăieri n-a existat o asemenea frecvență a ședințelor, în condițiile în care noastră ca și consilier local, pentru că nu trăiți din demnitatea de consilier local, aveți un serviciu stabil, vi se decontează sau vi se plătește o indemnizație aferentă unei ședințe ordinare și unei sau maxim a două ședințe de comisie. Da, și atunci care e justificarea? N-am făcut niciodată o astfel de paralelă. Nu, e o cutumă care deja de câțiva ani se perpetuează de ultimii 3-4 ani. Cât mai multe ședințe, să arătăm că suntem activi sau? Nu cred că este neapărat, acesta este motivul să arătăm că suntem activi.
Eu nu mi-am pus problema, deci sunt în clasa ședință, sunt disponibilă, sunt în localitate, vin la ședință. N-am o problemă neapărat că sunt foarte multe ședințe, deși vă spun cinstit, mă apucă și despre ce noaptea în fața calculatorului sau lucrând, pentru că trebuie să-mi recuperez problemele care mi se acumulează peste zi. Dar nu, este o problemă pe care mi-am asumat-o și nu, deci de-aia vă spun că... Agreați ideea acestei ședințomania? Nu agrez ședințomania, cu siguranță că nu agrez. Dar agrez ideea că atunci când sunt probleme și trebuie discutate, chiar dacă este pentru noi un efort suplimentar de timp pe care îl alocăm, de ce n-am o problemă? Și știți de ce mă întreb? Pentru că legiuitorul, când a stabilit în lege că o ședință ordinară să se întâmple și în cazuri speciale, ședințe extraordinare sau de îndată, a făcut probabil, nu știu, o evaluare a ceea ce înseamnă suma problematicii într-un municipiu sau într-o localitate, a ceea ce înseamnă activitatea Consiliului Local. De fapt, Consiliul Local nu este un business, nu este un AGA sau un Consiliu de Administrație. În mod normal, problemele sau problematica dintr-un municipiu ca Baia Mare este reglementată. E tot reglementată de 20 de ani. Problema este că sunt niște ședințe în care obligatoriu trebuie să aprobăm execuția bugetară, sunt alte asemenea chestiuni. În rest, apar reglementări pe niște probleme care probabil că s-ar putea decide mai simplu pe dispoziție de primar și în plus avem foarte multe întoarceri de hotărâri de Consiliul Local. Ceea ce este penibil și o dovadă de lipsă de, nu știu ce să vă zic, de eficiență, n-aș vrea să zic, lipsă de competență din partea unor consilieri locali. La ce anume mă referiți? Mă refer la faptul că stabilim în luna octombrie o hotărâre de Consiliul Local, pe care după aceea o anulăm în luna noiembrie sau o modificăm substanțial sau în totalitate, pentru că ne-am dat seama că ceea ce am propus nu este în regulă. Nu e un pic făcut pe repede înainte? Au fost unul sau două cazuri, într-adevăr, cred că au fost. Nu las ca o critică personală. Noi vorbim de Consiliul Local. Încerc să-mi aduc aminte despre ce era vorba și știu că a fost adevărat o decizie la care chiar eu am fost sigură că am votat împotrivă. A fost o hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru echipa de rugby, care nu era conformă cu reglementările legale. Eu votat împotriva acelui proiect de hotărâre, care după aceea s-a reluat peste câteva zile. Și a mai fost, cred că, încă o singură situație de acest gen. Să știți că mi-a luat mult timp să conving, insistând în această emisiune și în alte emisiuni, despre necesitatea informării și a transparenței decizionale. Știți că nu erau puse pe site-uri procesurile verbale sau minutele, nu erau puse ordinea, deci de multe ori se întâmpla ca după 3-4 ședințe încă să nu știe cetățeanul care vrea să se informeze ce s-a discutat. Ei, s-a reușit în mare și s-a reglementat această situație, s-a ridicat problema. Încă îmi este greu să accept ideea că avem un site Unilingv. O altă problema mea vis-a-vis de ceea ce înseamnă strategia municipiului Baia Mare, deschiderea, tendința de dezvoltare economică, parteneriate, aeroport internațional și așa mai departe. Da, este o idee într-adevăr care ar trebui să fie discutată. Un site bilingv. Cel puțin Clujul are în trei limbi, Timișoara are în trei limbi, Sibiu are în două limbi, încă în plus. Haideți să ne modernizăm un pic, să ne europenizăm. Am fost la un pas să devenim capitală culturală europeană. Da, e o idee. Haideți foarte să bună. Fim oameni serioși. Sigur. Spuneți-mi, vă rog, dacă Sece Vital, Sece Urbi, Socolul Silvic, Teatrul Municipal, Spitalul TBC, SPAU și unitățile de învățământ au terminat rapoartele de activitate pe 2016 și au ajuns în comisia ce cu onoare o conduceți. Nu. Pentru că aveți obligația, sau ei au obligația să facă aceste rapoarte și trebuie să ajungă la dumneavoastră. Da, nu le-am primit încă. Bun. Mâine este o ședință de Consiliu extrem de interesant. Dețin ordinea de zi, am văzut ce proiecte urmează și aș vrea să le trecem, să le parcurgem împreună. Dar înainte de aia aș vrea să vă întreb dacă aveți un punct de vedere format vis-a-vis de această telenovelă care decurge în ultimele săptămâni, vis-a-vis de, sau raportat la, uite, primarul nu e primarul. Știți foarte bine că această entitate asociativă numită Coaliția pentru Baia Mare, un ONG, pentru că nu este alianță politică, s-a terminat după alegeri, se adună de vreo câteva zile, dau decizii, iau hotărâri, îi retrag sprijinul domnului Rob, șterg cu dânsul pe jos, sunt puși să dea rapoarte consilierii care au intrat din partea unor formațiuni politice sau alte entități asociative pe listele coaliției. La un moment dat nu mai înțelege omul nimic.
Ce este această coaliție? Este un fel de suprastructură, este o nișă a Consiliului Local. Există această asociație care controlează Consiliul Local? Din câte mi-am dat seama, nu. Nu, este comportamentul colegilor consilier local din partea Coaliției pentru Baia Mare. Este, în general, un comportament responsabil în cadrul ședinților de Consiliul Local. Cu o anumită influență, probabil, dar nu neapărat de genul major, cum este vehiculat acum în presă, nu. Eu am citit procesele verbale și, sincer, am fost torpilat de câteva ședințe în care limbajul a ajuns la genul, nu chiar la Craica, dar undeva la periferie, poate Ferneziu, unde sunt niște romi mai civilizați. În cadrul de genul, de consiliu, în plen, da, de genul, nu-ți e rușine, mă faci nesimțit, nu știu ce zici, dacă îți dau cu o sticlă în cap, sau alte asemenea chestiuni, între membrii coaliției, președintele de ședință, între membrii ai coaliției și anumiți consilieri care își permiteau să aibă alte opinii, n-ați fost de față, nu? Da, țineți minte? Dar nu, asta nu neapărat între membrii coaliției, că așa, dacă e să spunem, și membrii altor partide au același gen de abordare. Evident, evident. Deci aici nu era vorba de membrii coaliției, nu, neapărat. Ei au fost mai vocal și au sărit în sus în momentul când se făcea trimiteri că ar fi un păpușar și ei se mișcă, știți, pe niște coordonate trasate virtual. Bine. Și vocal era domnul Mureșan, domnul Lupșe, domnul Ardelean. Ca și principiu, deci genul acesta de discuții oricum nu și-au loc într-un consiliu local. Deci, se întâmplă și la județ când ați fost? Nu s-a întâmplat. Adică au fost divergențe de opinii, au fost sarcasme, ironii, dar în limitele unui bun simț, trebuie să recunosc. Aici, într-adevăr, aceste ceafuri și cu chestii de alea, vă aduceți aminte de episoadele alea? Da, s-a întâmplat atunci, într-adevăr, a fost un moment care a fost mai inedit, ca să spun așa, și acum am cistit în mod normal, aceste ședințe trebuie să se desfășoare decent, cu bun simț și responsabil. Acest limbaj și pe mine m-a deranjat de multe ori, pentru că nu îl găsesc potrivit nici ca și discuție între colegi, nici ca și discuție în fața cetățenilor. Bun, la un moment dat coaliția anunțase că îi retrage sprijinul domnului Rob și că va fi schimbat, urmând, au și fost nominalizați de către un anumit organ de presă care este asociat ca și cu coaliția, că deja au fost desemnate două persoane, Pop Ștefan, domnul Mureșan și domnul Ardelean, care nu știu ce atribuții va avea acolo. Pentru ca să se revină astăzi, se spune că se mai acordă un termen de grație de 30 de zile domnului primar Rob, pe fundul unei ședințe de vineri destul de interesante, care a continuat după aceea într-un alt mediu de socializare, unde am înțeles că lucrurile s-au judecat un pic mai ludic. Nu știu, eu nu am fost prezentă la aceste ședințe. Evident că nu aveați cum, că nu sunteți membra coaliției. Ideea este că domnul Rob este membru al Forumului German. Deci coaliția, care, așa cum bine ați punctat, nu este un partid politic, a fost o alianță electorală la momentul respectiv și a încetat efectele și activitatea ca și coaliție și ca și alianță electorală după alegerile din iunie 2016. Chiar m-a uimit un lucru când s-a vehiculat ideea că cei de la Coaliția pentru Baia Mare au trecut la Partidul Național Liberal atunci, la momentul alegerilor parlamentare sau înaintea alegerilor parlamentare, a fost în toată presa, ceea ce mi s-a părut oarecum neconform cu legislația în vigoare, care îți impune că atunci când ai candidat de la un anumit partid, ca și consilier local, ca și consilier județean, să rămâi la acel partid până la sfârșitul mandatului. Deci o adevărată telenovelă. Deci nici acolo nu am înțeles. Au fost, cred că în toate ziarele au fost atunci discuții de genul ăsta. Da, s-au semnat adeziuni la PNL, s-au făcut niște mezalianțe. Da, care nu le-am înțeles, nici nu le-am prea aprofundat. Bun, eu vreau să vă spun că pe surse ne-am informat și domnul Marinel Rob are în continuare susținerea Forului Democratic German, atât autoritatea regională cât și națională, spunând că nu acceptă ca domnia sa să devină preș sau să fie aruncat pe geam de nimeni. Este decizia. Decizia această coaliție, da, nu poate să îi spună domnului Rob acasă. Păi coaliția nici într-o situație nu poate să îi spună. Doar Forumul German poate să îi spună, să ridice sprijinul politic. Și prin această ridicare a sprijinului politic să-și piardă calitatea de consilier local și
respectiv de viceprimar cu atribuții de primar. Să credeți că este normal ce se întâmplă din acest punct de vedere, acestui interimat, acestor convulsii care apar, a faptului că este acuzat aparatul de specialitate al primarului că nu și-ar face datoria sau că ar sabota sau așa mai departe. Azi am înțeles că se cere domnului Rob ca și criteriu sau ca și condiție a termenului de grație să ceară demisia la 5 directori din primărie. Cineva nu cunoaște legea administrației publice, nu cunoaște statutul funcționarilor publici, nu cunoaște că nu poți să dai afară peste noapte un director dintr-o administrație publică după ce timp de 3 ani sau în condiții în care 3 ani de zile anterior i-ai dat calificativ foarte bine sau excepțional? Sunt în privința aceasta legislația prevede foarte clar condițiile în care poți să desfaci contractul de muncă al unui funcționar public. Sunt funcționari publici în primul rând. Sunt niște condiții foarte clare și în mod cert se impune o evaluare a aparatului și a directorilor din cadrul primăriei. Ați face anual, din câte știu eu, această evaluare. Sunt niște calificative, sunt niște criterii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească. În măsura în care nu le îndeplinesc și în care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, în mod evident că se impun măsuri, chiar măsuri de alegere de misia. Dar pentru asta trebuie făcut o analiză, o verificare, o evaluare. Nu se poate face în mod abuziv. Dar pentru că citesc din presa locală în care se spune că i s-a solicitat domnului Rob să facă demersurile necesare pentru a solicita demisia a unui director general, a secretarei municipiului și a încă altor 3 directori din primărie. Solicitare care vine din partea coaliției. Este un articol semnat de jurnaliști, adică este o informație primită din partea cui? Din partea unui organ de presă care are acces la surse din cadrul coaliției. Da, dar până la urmă asta poate să fie doar un articol de presă și atât. Și vi se pare normal ca să apară un articol în presă, să zicem la ziarul unde scriu și eu ca editorialist să spun că Anela Băzărea trebuie mâine demisă pentru că în poziția de consilier local este în conflict de interese și așa mai departe? Vi s-ar părea normal? Activitatea jurnaliștilor este destul de neîngrădită din multe puncte de vedere. Dacă cineva a scris acest articol cu o anumită conotație, cu o anumită direcție, trebuie să justifice eventual cuvintele, articolul și intențiile. E în regulă. Pe ordinea de zi a ședinței de mâine, există un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind delegarea atribuțiilor de viceprimar unui consilier local. Pe undeva este un demers normal, care eu l-am solicitat și cât distinși colegi de-ai noastre consilieri locali, l-au solicitat, adică lucrăm și așa fără un primar în funcție, adică avem un primar sub control judiciar în acest moment, viceprimarul cu atribuții de primar interimar este un om care n-a îndeplinit atribuții de viceprimar anterior, deci nu are, să zicem, o experiență în acest domeniu, al doilea viceprimar este un nou name care a venit de nu știu unde, și atunci era firesc să mai avem un consilier cu atribuții de viceprimar, să există o echipă executivă din 3. De ce nu s-a făcut asta? Nu știu de ce s-a făcut. Nu s-a dorit doamna Băzărea. Propunerea a fost făcută. M-am uitat pe procesul verbal și am văzut propunerea făcută de către grupul de consilieri liberali. Așa. Și practic era datoria celor din patrul primăriei să înainteze o astfel un proiect de hotărâre pentru inițiativa poate veni și din partea consilierilor local. Dar în momentul în care există o majoritate de 11 oameni care votează la comandă politică sau ONG-istă și lor li se lipesc 2 oameni care vin de la zona UDMR, de exemplu, dincolo nu mai e majoritate. Și așa între PSD și PNL existau disensiuni vis-a-vis de ceea ce înseamnă mod de abordare a problematicii orașului. Peru juca rol de element de, nu știu, de armonie, așa, iar PMP-ul știți foarte bine că era mai mult vocal decât eficient. Da. Bun, mâine se va întâmpla acest lucru. Eu salut acest proiect de hotărâre. Într-adevăr, sunt de acord cu știți dumneavoastră. Știți și cine trebuie o echipă completă pentru ca primăria să funcționeze mult mai eficient decât o face în momentul de față. Sunteți de acord să vină acea persoană tot din partea coaliției? Nu este vorba dacă sunt eu de acord sau nu. Este vorba că vor fi colegi consilieri locali, presupun, care își vor exprima dorința de a candida
Nu știu până în acest moment cine va fi candidat, fie din partea coaliției, fie din partea celorlalte partide. Oricare dintre consilieri are dreptul de a-și exprima această dorință de a candida. Părerea mea este însă că atunci, am să o spun și mâine în plen, persoanele care vor candida pentru această funcție, care vor exprima dorința, ar trebui să ne prezinte un scurt CV, o scrisoare ca o, nu o scrisoare de intenție, dar ideile principale. Ca un fel de plan de afaceri în mediul. Proiectul lor. În ce mod pot contribui la bunul mers al primăriei, care le sunt competențele, care le sunt ideile principale, direcțiile, programele, modul în care pot să aducă plus valoare funcționarii primăriei. Și pentru că este până la urmă un loc de muncă, ca orice alt, de muncă, orice alt loc de muncă, unde te angajezi și când te prezinți, este un interviu, este un CV, este o scrisoare de intenție și poate un plan sau un proiect. Vă spun eu cum va arăta mâine această echipă. Domnul Marinel Rob va rămâne 30 de zile, s-a luat angajament public de către cei din conducerea coaliției, ca primar interimar cu sabia lui Damocles deasupra capului. Va fi doamna... Dar de ce spuneți cu sabia lui Damocles deasupra capului? Pentru că tocmai ce mi-ați spus anterior, că Forumul German, care este cel care poate să hotărească demisia sau plecarea din funcția domnului Rob, îi acordă da, tot sprijinul. Domnul Rob poate fi schimbat din poziția de viceprimar cu atribuții de primar și poate rămâne consilier din partea Forului Democratic German. Da, dar pentru majoritatea consilierilor da, se poate pentru retrage. Pentru aceasta este nevoie de două trimi din votul consilierilor. Deci, și aici vă vreau să vă aduc, ca să fie ales... Să cotim 11 plus 2 de la UDMR 13 plus 2 de la PER 15. PMP-ul nu există, că mâine doar luăm act de încetarea de drept a două mandate, dar nu avem noi consilieri deci pe care noi, să-i practic, suntem în momentul de față 21 de consilieri. Corect. Corect. Și sunt cei 6 PSD, PNL, care poate au propriile lor opinii, iar dincolo ce sunt 11 plus 2 UDMR. Bine, 11 sunt cu domnul Marinel Rob. Am înțeles, domnia sa nu va vota, cu atât mai mult. Da, și acum mai este și această nouă problemă care a fost ridicată. Dacă ești candidat pentru o funcție, nu ai voie să votezi. Așa ai voie era să te și votezi. Până acum era așa, doamna Buzărea. Nu e normal că ești într-un conflict de... Nu să vă place, vă simțiți confortabil? Eu ca cetățean nu, în această... Vă spuneam, e ca o telenovelă sud-americană. De 9 luni de zile nu mai știu cine conduce orașul ăsta. Nu ați fost undeva invitată la niște ședințe din astea informale în altă parte, la coaliție, la anumite persoane din coaliție? Nu. Nu ați fost chemată niciodată. Deși sunteți președinta Comisiei Economice. Am avut niște discuții la un moment dat, dar nu niște discuții concrete, nu angajamente sau altceva. Din punctul meu de vedere, primăria ar trebui să aibă în primul rând stabilitate în momentul de față. O stabilitate și o direcție clară. Și un for de conducere. Un for de conducere clar, care să-și asume toate obligațiile care derivă din funcțiile pe care le au, care să aibă inițiativa de a evalua foarte bine activitatea aparatului propriu al primăriei, de a lua hotărârile care se impun, de a colabora și lucra în mod eficient cu ceilalți consilieri locali. Trebuie să facem un efort comun până la urmă să ducem orașul ăsta într-o zonă de dezvoltare și de progres. Nu să supraviețuim și nu neapărat în modul cel mai confortabil. Deci am înțeles că totuși nu sunteți mulțumită de situația din municipiu, dar o să... Nu sunt mulțumită de situația din municipiu. Chiar temă. Nu sunt mulțumită. Așa, o să aprofundăm această temă după momentul de publicitate. Revenim imediat.
dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Știi bine că nu te poți pune cu natura. Dezastrele se întâmplă, iar tu le preîntâmpini dacă ești asigurat la Campion. Vino și încheie în condiții avantajoase polițe RCA și casco, asigurări pentru locuințe, sănătate, pensii sau asigurări de viață. Campion, broker de asigurare. Una dintre cele mai active companii românești de brokeraj în asigurări. Și tu poți fi campion. Am revenit, suntem în direct la Puterea Cetățeanului, discutăm despre activitatea Consiliului Local și activitatea consilierului Daniela Băzărea, care este invitata noastră în această emisiune. Doamna consilier, discutăm despre ordinea de zi și problematica ședinței de mâine, care este o ședință care s-ar putea să fie un pic mai altfel. Aș vrea să vă întreb, știu că este un proiect de hotărâre care se referă la utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2016. Ca șef al Comisiei Economice, vreau să-mi spuneți cum s-a realizat acest excedent și ce restanțe are municipiul Baia Mare la 31 decembrie 2016? Nu sunt neapărat restanțe, este un excedent în sensul că au rămas sume care nu s-au cheltuit până la 31 decembrie 2016. Sunt două elemente diferite. Era întrebarea despre excedent și după aia vă întrebam care sunt datoriile. Datorii nu, am înțeles că nu sunt. Deci nu s-a pus problema datorilor, s-a pus problema doar acestui excedent. Și practic nu este un excedent, este o sumă care nu a fost cheltuită și care practic se transferă pe anul 2017. 909.102 lei, da? Da, dintre care o bună parte revin unui proiect al SPA-ului, construirea unei crește care s-a făcut pe fonduri norvegiene și a cărei finalizare nu s-a întâmplat în 2016, rămânând să se finalizeze lucrarea până în iunie 2017. Deci n-are nicio legătură cu restanțele. Nu. Pentru că vă citesc articolul 1 din proiectul de hotărâre. Se aprobă utilizarea sumei de 901.101,29 lei, reprezentând excedent bugetar aferent exercițiului financiar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 și pentru plata plăților restante înregistrate la 31.12.2016. Da, aceste plăți restante se referă de fapt la plățile care nu s-au putut efectua pentru că trezoreria s-a închis. Dar care n-au depășit, de fapt. Da, deci practic nu s-au făcut acele plăți pentru că nu s-au mai făcut operațiuni în trezorerie. Bun, și atunci vin și vă întreb la articolul 9 din acest, adică la al noulea proiect de hotărâre. Zice, proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului Public Ambient Urban asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului Baia Mare, și darea în administrare a acestora către Clubul Sportiv Minaur Baia Mare. Da. Iarăși ne întoarcem în zona aia nu, în care... Nu, a fost dezbătut foarte mult acest proiect de hotărâre în cadrul comisiei și, în primul rând, trebuie clarificat un lucru. A, e aviz favorabil comisia. Da, exact. Acest club nu are nicio legătură cu modul în care este structurat și înființat cu HCM Baia Mare, care a rămas ca un... punct vulnerabil, ca să spun așa, este un serviciu, ca și SPA-ul, practic, în cadrul primăriei, aparține primăriei acest club sportiv. În momentul de față... Ce statut juridic are, vă rog să-mi spuneți? O entitate public-privată? Este un ordonator secundar de credite. Aha. Și este exact pe același principiu constituit ca și SPA-ul sau ca celelalte servicii. Deci este în subordinea directă a primăriei. Primăria este cea care înființează acest serviciu. A primăriei sau Consiliul Local? E o diferență. SPA-ul este în subordinea Consiliului Local. A Consiliului Local, nu a primăriei. A Consiliului Local m-am exprimat eu greșit. Și a fost un proiect de hotărâre inițiat chiar de doamna directoare de la SPA-ul, care, având în vedere că clubul are acum în administrare sala sporturilor, au considerat că sunt personal de specialitate, cunosc mai bine problematica aceasta a sportului și toate aceste baze sportive care sunt în subordinea primăriei să fie trecute la club pentru o mai
bună și mai eficientă. Da, Măzărea, vorbim de un spațiu de cazare, vorbim despre sala sportului, vorbim de teren de tenis, vorbim de teren de fotbal, vorbim despre o mulțime de spații care sunt și generatoare de venituri. Am înțeles că 50% doar din venituri rămân la clubul sportiv, restul vine către oraș. Explicați-mi și mie dacă această sarcină SPAU a transmis-o altcuiva, cu ce se ocupă SPAU? Înainte era 100% rămâne la SPAU. Știu. Acum 50% vine la primărie. Deci, cu ce se ocupă SPAU dacă nu se mai ocupă de partea asta? SPAU-ul rămâne cu destule atribuții. Sunt atribuțiilor care le-au avut și întreținere, până acum. Spații verzi, parcuri, zone publice, parcă, exact, și așa mai departe. Am înțeles. Da. Conducerea, deci nu este, conducerea HC Minauri în regulă? Sau ce? Nu, este clubul sportiv. E ok. Ați verificat? Este ok. Domnul Marta, este domnul Marta. Presupun că îl cunoașteți. Este un om tânăr, ambițios, care CV-ul domniei sale se stăduiește foarte mult. Îl cunoașteți? Activitatea anterioară? Nu foarte multe detalii, pentru că era deja numit în funcția respectivă. N-am văzut încă raportul de activitate, dar nu au fost niciun fel de probleme până acum. Și activitatea dânsului n-a fost atât de... În fapt, activitatea dânsului, dacă să ne gândim din punct de vedere sportiv, am înțeles că n-am avut timp să urmăresc foarte mult sportul. În ultima vreme am fost ocupată, dar am înțeles că a reușit să remobilizeze handbalul Băimărean. Nu vorbeam de partea activității sportivă, deci, ci de o altă zonă activității domniei sale. Mă rog, din punct de vedere al activității, corect, este o activitate cu rezultate. V-ați asumat responsabilitatea. Avem experiența anilor precedenți, când atât HC Minaur cât și CSM, clubul sportiv, erau cu totul alte structuri. Au înghițit structuri. O mulțime de bani. Doamna Băzărea, când m-am fript cu ciorba, suflu și-n iaurt. Erau cluburi private. Vorbim de două lucruri perfect distincte. Am înțeles, distincte. Vorba de alt statut aici. Exact. Erau cluburi private unde, practic, Consiliul Local sau Primăria nu aveau aceeași libertate de a interveni, de a urmări, de a supraveghea și de a ver ce se întâmplă. Erau cluburi private care primeau bani de la primărie și aveau și propriile surse de finanțare. De la Consiliul Local primeau bani. De la Consiliul Local. Și ăștia tot de la Consiliul Local primează bani. Da, tot de la Consiliul Local. Cine va verifica activitatea acestui club sportiv Minaur? Deci eu nu contez buna intenție și faptul că s-ar putea să existe o strategie foarte bună. O eficientizare foarte bună a activității. V-ați asumat răspunderea. Da, ne-am asumat răspunderea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția consilierilor locale a unor spații pentru organizarea de audențe și întâlniri cu cetățenii pe perioada de exercitare a mandatului. La 9 luni de la preluarea mandatului, se pune problema punerii la dispoziția unor spații. Câte audiențe ați avut, doamna Băzărea? Nu am avut nicio audiență, trebuie să recunosc, pentru că nu am avut spațiu. Am avut întâlniri cu cetățenii care au venit la noi, la sediul de partid, ceea ce eu nu am fost de acord de la bun început cu acest... A fost vehiculată această idee și chiar unii dintre consilierii locali, dintre colegi, au fost de acord cu acest gen de audiențe la sediul partidului. Eu nu am fost și cu alți colegi nu am fost de acord, pentru că suntem consilieri locali pentru toți băimărenii, nu suntem consilieri locali pentru anumiți membri sau simpatizanți de partid. Ne interesează problematica tuturor cetățenilor și este o activitate distinctă de cea de partid. Și de aceea s-a cerut în mod repetat punerea la dispoziție acestui spațiu. Și de ce spațiu. Nu s-a putut? Nu s-a putut. Doamna Măzărea, Consiliul Local, ascultați-mă un picuț, primarul este subordonat Consiliul Local sau nu? Da, este, într-adevăr. Bun, Consiliul Local este subordonat primarului, fie el în funcție sau nu? Consiliul Local, nu? Nu. Cine poate decide dacă în sala de ședințe mică, unde se țin ședințele operative, nu puteau consilierii locali să țină audiențele? Cine putea să interzică Consiliul Local Băzărea? Nimeni. 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 Ce vă oprea să vă puneți o masă în hol, acolo în hol, și de la ora 16 când se termină programul să țineți audiențe? Sau în parcare? Sau în Piața Revoluției? Da, în teorie puteam să facem și acest lucru, într-adevăr. În teorie. Atunci înseamnă că în raportul noastră de activitate pe 2016, ce veți trece la audiențe? Zero audiențe. Nu numai dumneavoastră, că nu sunteți singura. Da, e o stare anormală. Da, bun, aici s-a discutat despre două alternative de spații. Noastră am înțeles că ați fost de acord cu un amendament. Adică spațiile care erau stabilite să fie în M2, să meargă în M1 și așa mai departe. S-a votat în comisie. Acesta este votul comisiei. Am înțeles. Care a fost dar majoritar. Care contravine unui alt proiect de hotărâre care se referă la acordarea acelui spațiu care e în discuție ca și cabinet parlamentar. Nu contravine, nici de cum. Sau nu contravine. E vorba de aceeași spații? Este vorba de aceeași spații, dar nu contravine. Deci au fost două proiecte de hotărâre prezentate distinct. Un proiect de hotărâre care ne acorda consilierul local pentru audiențe, un spațiu în clădirea M2, un
Localizați-o un pic pentru cetățeni. E vorba de Casa Vramiancu, în zona aia, da? Pe lângă Igniș, în zona aceea. Era spațiul M2, un spațiu, de câte am înțeles, potrivit pentru acest tip de activitate, oarecum. După aceea mai era un proiect de hotărâre care, prin care doamna deputat Cherecheș solicita 122 de metri pătrați. Trei încăperi. Mileniu 1. Așa. Și comisia noastră a spus, nu, invers, să meargă doamna deputat acolo și să țineți noastră. Da, pentru că acele spații sunt necesare și pentru conferințe de presă, pentru alte întâlniri și pentru alte ședințe. Deci sunt spații care nu pot să rămână blocate sau fără a mai avea acces la acestea. Fiind săl de audiență pentru consilierii locali, audiențele au loc la anumite intervale, între anumite intervale orare, la anumite zile, cu anumită frecvență, restul timpului spațiile rămân la dispoziția. Doamna consilier, de ce să vin eu în audiență la dumneavoastră, în sala, în clădirea Mileniu 1? Eu vreau să vin pe Gheorghe Șincă la sediul primăriei. Vreau că dacă am o problemă acolo care necesită doar o verificare și o decizie administrativă, dumneavoastră să puteți să chemați de sus pe arhitectul șef, pe directorul general, pe directorul, nu știu, de la șeful comercial și mai departe, ca să rămâniți problema. Explicați-mi și mie ce e asta. Da, dar și asta este o chestiune care este mai mult teoretică, pentru că în timpul audiențelor, spațiului de audiență, să spunem, poate că aceste persoane sunt ocupate, sunt plecate, nu întotdeauna. Deci, părerea mea este că și audiențele, într-adevăr, sunt obligatorii, trebuie să aibă loc, trebuie să cunoaștem părerea cetățenilor, putem să luăm notă de fiecare problemă, să le clarificăm și să le prezentăm celor care au ridicat problema un punct de vedere, un răspuns sau, în modul ideal, o soluție. Dacă n-aș fi fost implicat în activitatea asta, aș fi zis că vorbesc în necunoștință de cauză. 3 ani de zile, doamna Băzărea. Ne apropiem de final, mai avem 3 minute. Aș dori să-mi spuneți puțin ce înseamnă și acest proiect de hotărâre la punctul 19, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât cea de locuință. Și au fost identificate anumite spații, 6 spații în Piața Libertății, Piața Păcii, Piața da? Păcii, da. Ok, care se vor scoate la licitație. Da. Deci aceste spații există, în acest moment sunt disponibile? Sunt, da, există aceste spații, sunt într-o stare de degradare destul de avansată, necesită investițiile, nu sunt spații de genul celor care le-am discutat anterior, care sunt amenajate, sunt mobilate, sunt pregătite pentru orice tip de ședință sau de activitate. Acestea sunt spații, niște clădiri care necesită renovări, sunt spații care sunt neutilizate de foarte multă vreme. În momentul în care cineva l-ar prelua pentru contract de închiriere, s-ar obliga și la renovarea acestora și ar fi și spațiile acelea folosite și utilizate. Vreau să-mi permit să vă rog, bazându-mă pe rigoarea dumneavoastră și pe faptul că sunteți un om de cuvânt, sunteți amabilă să ridicați problema în Consiliul Local, nu e numai opinia mea, este a cetățenilor, și să verificați dacă nu există nicio posibilitate ca într-una dintre clădirile care aparțin de primăria municipiului Baia Mare să se găsiți o cameră unde să fie sediul sau să alocați acea încăpere Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Au făcut o solicitare în acest sens? Există solicitare, au fost de mai multe ori în audiență. Mi-aduc aminte când domnul Dragomir a venit acum 4 ani, întâmplător eu țineam audiența și a durat 3 ani de zile până s-a găsit un loc unde să fie amplasat acel monument care acum e lângă bibliotecă. Nu în centrul orașului, în Piața Revoluției, nu în piața centrală, în Parcul Central sau în Parcul Regina Maria, ci acolo undeva, știți, aproape de cârciumele din zona, așa, discotecii din zona Casei de Cultură, niște oameni onorabili, așa. 1 milion au fost în perioada comunistă închiși, atâta numerite din partea primăriei, un sediu gratis într-o clădire a municipalității. Cu siguranță că merită. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am înțeles că nu s-au schimbat taxele și impozitele. Se merge pe același nivel, exceptând cele care sunt prevăzute și reglementate de codul fiscal. Da, așa este. Care este decizia Comisiei 1? Comisia 1 a votat pentru menținerea aceleași nivel de taxe. Au fost discuții, am înțeles, în ședințele anterioare, vis-a-vis de interpretarea modului în care se fac acei, să aveți acei coeficienți. Cetățenii ar vrea să știe, vom plăti aceleași taxe și impozite ca și cetățeni, nu vorbim acum de agenți economici, vorbim de ceea ce înseamnă persoană fizică. Toate taxele și impozitele care nu se majorează prin dispoziții legale care s-au modificat de anul trecut, rămân aceleași. A fost o decizie unanimă, practic, în Comisia 1, prin care toți am fost de acord că aceste taxe și impozite să rămână la același nivel. E în regulă. N-am reușit să
citim sau să ne referim la raportul privind dezăpezirea. Cred că a fost mai important să discutăm aceste aspecte ce țin de ședința de mâine. Există un mare nivel de așteptare față această ședință și mi-am propus ca să-mi rup din timp mâine să mă duc și eu să particip la acest episod al telenovelei numită Administrația Publică din Baia Mare. Doamna Băzărea, în final, trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare. Dacă în calitate de consilier local ați participat la vreuna dintre ședințele consiliilor civice de cartier? Nu. Știți că există consilii civice de cartier? Da, fiecare cartier are un consiliu. Da. Există teoretic și un consiliu civic municipal care nu a activat niciodată. N-ați participat? Am participat la mai multe întâlniri la care participau și aceste consilii civice pe un proiect. Poate n-ar fi rău să țineți audiențele oarecum cumulate pe niște zone. Au fost chiar niște probleme foarte interesante. Sunt mai multe proiecte pe care le promovează și m-am implicat. Corect, sunt niște oameni foarte interesați, să știți. A doua întrebare. Se vehiculează ideea că sunteți pe o listă vis-a-vis de numirea în funcția de manager la una dintre instituțiile vacantate la nivel municipal. Eu nu știu nimic de acest lucru. Nu vi s-a făcut nicio ofertă? Vă spun cu toată sinceritatea că nu mi s-a făcut nicio ofertă și este ceva cu totul nou. Și ca să vă spun mai mult, nu știu care s-au vacantat. Nici nu m-aș mira dacă domnul Angel se duce la capnic, oricând se poate găsi pentru noastră o instituție din asta, negociată chiar cu județul, adică da, pentru dar ca să fiți... Înainte de atât trebuie să vă pun întrebarea, îmi doresc eu acest lucru? Păi asta am să spun, se dă că deranjați deja acolo și ar trebui să plecați. Nu știu nimic de acest gen. Ultima întrebare, doamna Băzărea. Mă surprinde ceea ce îmi spuneți. În condițiile în care vor avea loc alegeri anticipate în Baia Mare, veți candida pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare? Din partea Partidului Ecologist Român. Presupun că vorbeați de stabilitate, de nu știu ce. Asta va fi o decizie care se va lua la nivel de partid. Vă doriți asta sau nu? Se vor evalua posibilele candidaturi. Și se va lua o decizie care este candidatul cu cele mai bune șanse sau candidatul care este cel mai potrivit pentru a ocupa această funcție. Stimată doamnă, vă mulțumesc pentru amabilitatea și eu vă mulțumesc disponibilitatea de a veni în această emisiune. Oricând, vă aștept și oricând. Cu altă ocazie. Știam că și va fi o discuție și o emisiune dificilă, dar nu mi se pare nimic dificil, câtă vreme păstrăm un ton decent. Nu, dificilă în sensul că sunt probleme foarte importante de discutat în cadrul consiliului local, în cadrul activității consiliului local și atunci... Vă doresc succes, voi urmări și atitudinea și poziția noastră mâine în ședința de consiliu și pentru că tot va fi mâine ședință și eu voi fi acolo ca și cetățean, îmi permit să vă aduc aminte și dumneavoastră, ca și tuturor celor care vin în această emisiune, că indiferent cât de mult credeți că dumneavoastră decideți destinul acestei comunități, să nu uitați niciun moment, puterea este a cetățeanului, doamna consiliu. Cu siguranță. Și eu sunt tot cetățean, în primul și în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere, eu mulțumesc. Ne vedem lunea viitoare la noua ediție a emisiunii Puterea Cetățeanului. Bună seara!